Autoritățile au încătușat un avocat din Iași pe care îl acuză că și-ar fi împins iubita gravidă de la etajul 6. Femeia a fost găsită moartă în fața blocului. De la 1 august, cei care fumează, beau alcool și preferă sucurile cu zahăr sau îndulcitor vor plăti mai mult. Facem calculele în această seară. Iar turismul românesc suferă în această vară și stațiunile din zona montană sunt mai mult goale, printre altele din cauza tarifelor mari. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Un avocat din Iași a fost reținut de poliție în urmă cu 4 ore după ce procurorii au strâns suficiente probe ca să-l acuze de uciderea iubitei lui în urmă cu un an. Femeia, și ea de profesie avocat, a fost găsită la acea vreme moartă în fața blocului după ce căzuse de la etajul 6. Anchetatorii susțin că el i-ar fi provocat căderea și vor să fie inculpat pentru omor calificat. Victima era și gravidă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Avocatul, în vârstă de 39 de ani, a fost chemat dimineață la audieri, la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar la final polițiștii i-au pus cătușele. În aceste momente, un magistrat judecă solicitarea procurorilor de a-l aresta preventiv pentru o lună. În cauză au venit rezultatele expertizei criminalistice, care a elucidat modul de producerea decesului. Concluziile acesteia, stabilind faptul că moartea victimei nu s-a datorat unui act suicidal, fiind vorba de omucidere. Cercetările în acest caz au durat un an. Pe baza probelor strânse, anchetatorii susțin că în noaptea de 19 iunie 2021, bărbatul, băut fiind, ar fi provocat căderea iubitei lui pe geam de la etajul 6. Înainte, cei doi s-ar fi certat. O cameră de supraveghere a surprins când se întorceau de la o petrecere, iar la intrarea în bloc, supărată, femeia și-a îmbrâncit iubitul. Peste noapte, vecinii au auzit scandal în apartamentul în care locuia cuplul. Urlete și țipete de groază, e ceva care m-a trezit din somn. Am ieșit, m-am dus la bucătărie și am deschis geamul și m-am uitat. Am crezut prima dată că este o păpușă aruncată. M-am coborât jos imediat, m-am învârtit de vreo câteva ori în jurul ei, m-am uitat în sus, păi de unde să fie? Atunci mi-a venit în cap, numai de aici, de la... Vecinii au sunat la 112, iar avocatul a coborât din apartament mai târziu. Echipajele de salvare nu au putut resuscita victima. Prima variantă luată în calcul de anchetatori a fost sinuciderea, dar mai multe informații i-au condus pe investigatori pe o altă pistă. După deblocare, în telefonul femeii ar fi fost găsite mesaje care demonstrau că relația celor doi nu mergea bine. Și cunoscuții au spus că se certau deseori. După moartea femeii, avocatul a lipsit de la barou câteva luni, pe motiv că este bolnav. Era plin de remușcări, că omul la nervi nu-i funcționează creierii și face ceea ce face și păcat. Treptat însă, avocatul și-a reluat activitatea. Acum avea o nouă parteneră și părea că uitase cu totul întâmplarea. Moda fotografiilor în locuri periculoase face din nou victime în România. De această dată, un băiat de 10 ani a fost înghițit de Dunăre în Dolj după ce a intrat în apă într-o zonă cu maluri abrupte ca să-și facă o poză, dar ar fi fost luat de curenți. Martor la incident, un prieten de-a lui mai mare s-a speriat și a povestit despre cele întâmplate abia după câteva zeci de ore când l-au căutat polițiștii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Haideți, spuneți-vă mișcare! Căutările au loc pe Dunăre, în apropiere de localitatea Călăraș, Dolj. Un grup de localnici cu un sonar și o barcă îi ajută pe militarii de la ISU. Sunt scafandri în apă, nu puteți să se ajungă. Nu partea cealaltă! Încearcă la creangă acolo unde e pom. Vă rog să nu treceți de baliză în sus. Sunt peste 30 de ore de când Adrian a dispărut în apă. La căutări participă și scafandrii veniți din Mehedinți. Vizibilitatea e foarte redusă, pentru că fundul apei este mult, fundul apei se tulbură imediat, timp de 2 ori din apă s-a tulburat și nu ne ajută nici curentul, e foarte puternic. Adrian a plecat ieri de acasă, împreună cu un prieten de-al lui de 12 ani, ca să se plimbe cu bicicletele. După 10 km de pedalat, cei doi au ajuns la Dunăre, într-o zonă cu maluri argiloase și pe alocuri abrupte. Aici au început să-și facă poze. Adrian a intrat primul în apă. Poza așa, cu Dunăre. Și când a auzit că, bă, mănec, el a zis în prima fază că face mișto de el. Deci, eu am crezut că glumește tata. Și pe urmă s-a dezbrăcat și a aruncat telefonul pe mar și a încercat să sară să-l salveze. A vrut să se ducă lângă el și să-l prindă cumva, să-l scoată în afară și l-a lovit cu picioarele. Bănuiesc că băiatul de frică a dat din picioare.
După acest moment, cel mare a fugit acasă, fără să spună nimănui nimic. A șters și pozele din telefon. Între timp, tatăl lui Adrian a început să îl caute prin locurile unde ar fi putut să meargă cu bicicleta. Nu știa că, de fapt, a ajuns la Dunăre. Sperăm. Încercați și dumneavoastră să-l căutați? Da. Apoi rudele au anunțat poliția, care, din aproape în aproape, a ajuns la prietenul lui Adrian. Practic, până dimineață, până spusă la poliție, m-am mințit, nu mi-a zis nimic. Adrian mai are o soră. Amândoi locuiau cu tatăl după ce părinții au divorțat. Căutările merg mai departe, până la lăsarea întunericului. Cu stațiunea Mamaia fără turiști chiar în vârf de sezon, autoritățile din Constanța fac o concesie și anunță că taxa de parcare se va înjumătăți. De când și despre ce perioadă este vorba, aflați în câteva momente. De luna viitoare, românii cu vicii vor da mai mult pentru tutun și alcool, iar de la începutul anului viitor vom avea de achitat note de plată mai încărcate la restaurant și la hotel. Ca să strângă peste 10 miliarde de lei în plus la buget, guvernul a stabilit noi impozite și taxe pentru firmele mici, ori pentru cei care lucrează pe cont propriu, dar va acorda reduceri pentru salariații cu venituri modeste. Ministrul Finanțelor cere firmelor să-și achite la timp dările ca să nu fie nevoie de măsuri mai dure. Cu o nevoie urgentă de bani în plus la buget, guvernul a decis ca accizele la alcool și tutun să crească de luna următoare. Așadar, de la 1 august vom plăti mai mult cu 60 de bani pentru un pachet de țigări și cu 6 bani în plus pentru un litru de alcool. Iar de la anul, notele de plată de la restaurant sau de la hotel vor fi și mai încărcate. Asta pentru că în acest caz TVA crește de la 5% la 9%. Și băuturile cu zahăr sau cu îndulcitor se vor scumpi, pentru că în cazul lor TVA urcă la 19%. O să fie 10% în plus prețul de achiziție la suc, vă dau un exemplu, la un suc care conține zahăr. Bun, avem două posibilități, mai punem noi 10% sau mai pierdem 10% că facem o economie din altceva. Din măsurile care vor fi aplicate de la 1 august, sute de milioane de lei ar trebui să vină din jocurile de noroc, pentru care cresc taxele achitate de operatori. Câștigurile jucătorilor care depășesc suma de 66.750 de lei vor fi impozitate cu 40%. De la anul apar schimbări importante pentru angajații din trei domenii: construcții, agricultură și industrie alimentară. Doar cei care au salarii de cel mult 10.000 de lei brut și nu 30.000 de lei ca acum vor mai fi scutiți de contribuția la sănătate și de impozitul pe venit. Iar cei care lucrează part-time vor fi taxați cel puțin la nivel de salariu minim. Se înăsprește și taxarea pentru cei cu venituri din chirii. Am făcut tot ceea ce a depins de noi să eliminăm excepțiile, iar pe de altă parte să facem în așa fel încât să asigurăm mediului de afaceri predictibilitate și stabilitate. Pe de altă parte, ministrul Finanțelor spune că a fost nevoie de aceste măsuri pentru că se strâng prea puțin bani la buget din taxe și impozite, 27% din PIB. Este o conformare voluntară care ne duce la 27% din PIB venituri fiscale plus contribuții. La cum arată acum codul fiscal, adăugând și ajustările de astăzi, ar trebui să ne ducă la 31%, 32% din PIB. Noile reguli fiscale ar trebui să aducă bani la buget și pentru a acoperi de la anul reducerile de impozite promise celor cu venituri sub 4.500 de lei brut. Tinerii și cei cu copii vor fi avantajați. Un fost militar din București în vârstă de 82 de ani a fost tâlhărit de doi bărbați care i-au intrat în casă pentru că au uitat ușa descuiată. Hoții au luat telefonul mobil și înainte de a fugi au smuls octogenarului tubul de oxigen care l-a ajutat să respire. Cu ultimele puteri, bătrânul a reușit să ajungă la un vecin pe care l-a rugat să cheme salvarea. Tâlhăria s-a petrecut în sectorul 1, în apropiere de grădina Cismigiu, în jurul orei 8 seara. Cei doi bărbați, care au fost cercetați și în trecut tot pentru tâlhărie, au încercat să intre și în alte locuințe din blocul în care stă victima. Au verificat ușile până când au ajuns la apartamentul bătrânului. Din păcate, acesta nu încuiase ușa, așa că hoții au intrat peste el. În timp ce unul dintre ei supraveghea locuința ca să nu fie prins, celălalt a intrat în căutare de bunuri de valoare. I-ar fi spus bătrânului că practică masajul și i-ar fi făcut o ofertă în acest sens. Însă victima nu l-a crezut și a încercat să sune la 112 de pe un telefon mobil aflat lângă pat. Intrusul i-a smuls însă telefonul din mână, dar și un tub conectat la un dispozitiv cu oxigen, prin care bătrânul era ajutat să respire. Individul s-a făcut apoi nevăzut alături de complicele său.
Mă, tot timpul aia, când pe parte, când pe cealaltă, mi s-a părut ceva suspect, m-am făcut așa. Ce vrei, bă? Și atunci, în momentul ăla, mi-a luat futurul, mi l-a dat jos și cu mâna asta altă, mi-a luat telefonul. Deși grav bolnav, octogenarul a reușit să ceară ajutor în vecini. Respectiv a intrat peste el, s-a dat drept doctor, a început să-l maseze, să ia pulsul. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sectorul 1 au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în capitală. Cei doi bărbați au fost depistați și conduși la audieri, față de aceștia dispunându-se măsura reținerii, iar ulterior a fost dispusă măsura arestării preventive. Cei doi bărbați sunt cercetați pentru tâlhărie calificată. România abia mai respiră. Iulie ne arată în aceste zile de ce îi se spune și luna lui cuptor. În multe zone din țară au fost 36 și chiar 39 de grade la umbră, iar ziua de mâine se anunță la fel de călduroasă. Disconfortul termic este uriaș, mai ales pentru cei internați în spitale fără aer condiționat. În saloane sunt 30 de grade, indiferent dacă este zi sau noapte. La ora 15, zona de sud, Banatul și Moldova frigeau. Cei care stau în București, Ilfov, Ialomița, Timiș sau Cara Severin au resimțit 39 de grade Celsius. Doar la serviciul de ambulanță București-Ilfov s-au înregistrat aproape 1800 de apeluri în ultimele 24 de ore. Numărul celor care au avut nevoie de îngrijiri medicale chiar pe stradă a crescut cu 15%. Zilele toride sunt un calvar și pentru pacienții internați în spitalele în care nu există aparate de aer condiționat. Institutul de pneumoftiziologie Marius Nasta a fost construit în urmă cu mai bine de 100 de ani. Aici doar secțiile de terapie intensivă și unitatea de primiri urgențe au aer condiționat. În rest, bolnavii suferă. Ziua cald, noaptea cald, ne descurcăm cum putem. Cum vă răcoriți? Ventilația naturală este tot ce au la dispoziție bieții oameni. În această secție a Institutului Marius Nasta sunt 19 saloane în care în fiecare zi sunt internați 10 de pacienți. În niciunul dintre saloane nu este aer condiționat. Sunt montate două aparate aici pe hol, dar cu greu reușesc să răcească aerul. Extrem de greu de suportat. Avem foarte puține aparate de aer condiționat și spuse de regulă în spațiile comune, holuri, săli de așteptare. În rest, în saloane este foarte cald. Aparatele de aer condiționat, chiar dacă teoretic pot fi montate în fiecare salon, nu pot fi montate din motive de siguranță, pentru că încă instalația electrică nu a fost schimbată. La fel stau lucrurile și la Institutul Matei Balș, unde un singur pavilion are sistem de ventilație, cel de pediatrie, care a fost renovat în urmă cu câțiva ani. În rest, s-au montat jaluzele. Pacienții nu au cum să vină cu ventilatoare. Bilanțul energetic al clădirii nu permite supraîncărcarea cu aparatură electrică, indiferent că este de achiziție de noi sau adusă de pacienți. Condițiile din spitale nu se vor schimba în bine în această vară. De duminică temperaturile încep să scadă, iar la începutul săptămânii viitoare vor fi cel mult 31 de grade în sud. Confruntate cu o scădere dramatică a numărului de turiști în Mamaia, autoritățile promit eliminarea taxei de parcare în stațiune deocamdată pe timpul nopții. Decizia urmează să fie luată săptămâna viitoare în Consiliul Local Constanța, care va fi convocat de urgență după ce primăria din Mangalia a decis că parcarea este gratuită în sudul litoralului. Așa arăta astăzi, la amiază, plaja din Mamaia. Sunt ocupate doar șezlongurile de lângă apă, alte câteva zeci sunt goale. În mare, nici vorbă de aglomerația din alți ani. Și mai puțini oameni erau la terasele și în restaurantele din nordul stațiunii. Dacă vara trecută, în această perioadă, nordul stațiunii Mamaia, în cluburile exclusiviste se organizau petreceri și în timpul zilei și aici totul era plin, acum, abia dacă sunt ocupate, 4 șezlonguri. Lipsesc cel puțin 20% dintre turiștii care obișnuiau să vină în Mamaia. Tariful de 96 de lei pe zi cerut pentru parcare i-a alungat către alte stațiuni pe unii dintre acești oameni. Veți lăsa mașina toată ziua aici? Nu, 3 ore și am plecat. Situația a fost speculată de primăria din Mangalia, care a votat în Consiliul Local eliminarea taxei de parcare în oraș și în stațiunile pe care le administrează: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter și Neptun Olimp. Îngrijorate să nu piardă și mai mulți turiști, autoritățile din Constanța promit acum și ele eliminarea taxei de parcare, deocamdată doar noaptea. Voi propune în regim de urgență în Consiliul Local
ca pe perioada nopții, între 22 și ora 8 dimineața, parcările să fie gratuite în toată Constanța și implicit și în Mamaia. Este un prim pas pozitiv pentru a readuce turiștii în stațiunea Mamaia. Noi am propus mai mult de atât, am obținut ceea ce am obținut, 10 ore de reducere a tarifului de parcare. Ședința de Consiliu Local, în care ar urma să fie decisă eliminarea pe timp de noapte a taxei de parcare în Constanța și Mamaia, ar putea să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Deocamdată parcările rămân goale. Până când hotărârea va fi adoptată de consilierii locali din Constanța, turiștii care își vor parca mașinile în Mamaia vor plăti în continuare 96 de lei pentru o zi. De astăzi, litoralul este în vârf de sezon, iar la cazare sunt așteptate alte creșteri de prețuri. La recepție se va plăti cu cel puțin 10-15% mai mult decât până acum. Nu există însă o regulă, iar proprietarii de hoteluri pot aplica majorări chiar și mai mari, de până la 30%. Alții vin cu oferte, ca să nu îi sperie și mai tare pe turiști. La 5 nopți de cazare avem o noapte gratuită. Prețul unei camere pe noapte este de 350 de lei. Asta înseamnă 1750 pentru 6 nopți. În acest preț avem și șezlongurile incluse și parcarea. Statisticile celor din turism arată că anul acesta cea mai căutată stațiune de pe litoralul românesc este Eforie Nord. Aici se înregistrează o creștere cu 30% a numărului de oaspeți. Și prin stațiunile de la munte bate vântul și nu vorbim de condițiile meteo neprietenoase, ci de numărul foarte mic de turiști. Cozile din alți ani de la telegondolă, dacă le mai vedem în weekend, în rest, hotelierii se uită lung după grupuri răzlețe de oameni. Prețurile mari de la noi, dar și libertatea de a pleca din țară, i-au făcut pe români să opteze pentru alte destinații. La poalele munților Bucegi erau vremuri când să urci cu telecabina la Babele sau la Sfinx însemna să aștepți ore întregi la rând. Astăzi însă... Am înțeles că 1.700.000 de persoană, 3 persoane mai bine treci cu avionul până la Paris. Ținând cum că s-au scumpit toate, nu ar trebui să ne mirăm că s-a scumpit și telecabina. În timp ce terasele sunt goale, câțiva turiști preferă să stea pe iarbă și să admire crucea de pe Caraiman, cu un sandwich în mână adus de acasă. Bine, să uite, trage de copii să nu iau jucărie. Ce să faci? Asta este. Pe străzile din Sinaia, cea mai aglomerată dintre stațiuni, ajung în timpul săptămânii 3.000 de turiști. Numărul se dublează doar în weekend. Nu e ca anul trecut. Noroc că am pus rezerve de o parte. Cam cu cât e mai scump? Păi cu vreo 25-3%. Hotelierii susțin însă că nu au mărit tarifele. 250 de lei pe noapte, 2 adulți cu mic dejun inclus. Dacă vorbim despre luna iulie 2022, suntem undeva la 50% față de iulie 2021. Venim cu oferte speciale, adăugăm lângă serviciile de cazare, masă, închiriere de echipament sportiv. La Sinaia, pentru o noapte de cazare, o să dați măcar 150 de lei, dar cea mai scumpă cameră poate să fie și 1000 de lei. În cazul în care vreți să faceți un drum dus întors cu telegondola până la cota 2000, pregătiți 95 de lei pentru un adult și 60 de lei pentru un copil. E pustie și Transalpina. Puținii vizitatori sunt interesați de peisaj, nu de suveniruri. Cât de frumos pasc oile aici, uitați! E extraordinar de frumos, e incredibil, e super! Cabanierii spun că sezonul a început atât de prost încât au fost nevoiți să dea oameni afară. Mese goale, vedeți și noastră, terasa goală, restaurantul gol, barul gol, pizzeria goală. Săptămâna trecută am desfăcut 3 contracte de muncă. Ne dăm seama de rețelele astea de socializare unde se află toți turiștii. Foarte mulți Bulgaria, Grecia, Italia. De 3 ori subvenția, noul proiect anunțat de ministrul Petre Daia, prin intermediul căruia fermierii vor putea accesa un credit cu valoarea tuturor subvențiilor pe care le-ar primi în următorii 3 ani, împarte agricultorii în 2 tabere. În timp ce unii spun că banii sunt de mare ajutor pentru că își pot acoperi datoriile și pot însămânța noua cultură, alții cred că este prea riscant să ia de acum banii pentru următorii ani. Autoritățile dau însă asigurări că se vor găsi și alte fonduri la nevoie. Pentru Viorel Humă, un fermier din județul Vaslui, creditul anunțat de Ministerul Agriculturii este mană cerească. Pe de altă parte, are și rețineri. Pentru cele 1500 de hectare pe care le cultivă, primește anual din subvenții în jur de 240.000 de euro. Dacă ar accesa creditul, ar primi dintr-un foc 720.000 de euro. Ne achităm datoriile ca să putem relua din nou un proces de producție, nu? Și alt proces de producție înseamnă alți bani. Banii respectivi se duc pe inputuri scumpe. Dacă nu-și chipzuiește bine banii în următorii 2 ani, ar putea rămâne descoperit. Și asta pentru că subvențiile pe care le-ar primi în mod normal în 2023 și 2024 vor merge direct la bancă pentru a acoperi creditul luat.
La această sumă se adaugă și o dobândă fixă de 2%. Este cea mai ușoară cale, cea mai directă, cea mai bună, nu angajează sume bugetare. Data de 20 este data de început pentru primele credite. Sunt și fermieri pentru care riscul este prea mare. Nu l-aș solicita la forma actuală. Mare parte din aceste sume se vor duce pe aceste credite furnizor să achite inputurile și tot ceea ce investesc în culturile pe care le înființează. Nu putem vorbi de a păstra sume pentru viitor. Autoritățile încearcă să dea asigurări că se vor găsi bani dacă vor urma tot ani secetoși. Se așteaptă ca subvențiile să fie mai mari de anul viitor, iar diferența va ajunge la fermier. Dacă tu de la bancă ai luat o sumă de, spunem, 1000 de lei, tu de la APIA trebuie să primești 1300, categoric banca îți oprește 1000 respectivă, iar diferența de 300 de lei vor intra în contul beneficiar. În momentul în care, Doamne ferește, va fi secetă și în 2023 și în 2024, probabil că vor veni alte forme de sprijin, altceva. Și ne bazăm pe acele forme. Da, adică ce pot să spun? În bazele autorităților sunt înscriși peste 760.000 de fermieri care primesc subvenție. Cu toții au acces la acest credit. Cei care îl vor trebuie doar să solicite de la APIA această adeverință cu care să se prezinte mai apoi la bancă. O pot face direct și de pe site-ul instituției. Autoritățile garantează că banii vor intra în cont în cel mult 3 zile. Larisa Antal, ProTV. Speriați de prețul carburanților, dar și de faptul că în viitor cei care au mașini poluante ar putea fi taxați mult mai mult, șoferii români încearcă pe cât posibil să renunțe la autoturismele la mâna a doua și să-și cumpere autoturisme noi. Potrivit celor mai recente date de la începutul anului, în România a crescut cu 23% numărul acestora. Specialiștii în piața auto spun că cele două fabrici mari de la noi au reușit să treacă peste criza componentelor, iar clienții preferă mașini noi care consumă puțin. Funcționează până la o viteză de 210 km pe oră, mașina poate și frâna și accelera după mașina din față. Pentru că în viața lor a apărut copilul, Dragoș și Denisa Tohănean caută acum o mașină de familie, spațioasă, ușor de condus și neapărat nouă. Ne dorim o mașină nouă care este mult mai ok decât o mașină second. În momentul de față se caută mașini prepotență pe benzină, mașini care să consume puțin, capacitate cilindrică mică și posibilitatea de întreținere relativ costuri mici. Această tendință se vede în numărul de mașini noi înmatriculate în primele 6 luni ale anului, peste 58.000. În Uniunea Europeană, înmatriculările au scăzut cu 14%, în timp ce în România au crescut cu 23%. Suntem într-un moment în care piața cere foarte multe mașini. Există foarte mulți cumpărători care își așteaptă mașinile. Probabil și o direcție de a cheltui bani după perioada de COVID. Cele două fabrici din România, Dacia și Ford, profită de val. Numai în luna iunie, cei doi constructori români au scos pe porțile fabricilor peste 52.000 de mașini, cu 17% mai mult față de perioada similară din 2021. Dintre acestea, 34.000 au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni, iar restul în fabrica celor de la Ford este cel mai mare număr de autoturisme fabricate în luna iunie din ultimii 4 ani. Cei doi constructori de la noi fabrică modele extrem de cerute pe piață la ora actuală în toată Europa și nu numai, și cu un raport calitate-preț extrem de bun. Am găsit furnizori alternativi care au început să ne trimită piese. Pe de altă parte, o foarte bună planificare a producției, astfel încât fiecare piesă pe care o putem avea în stoc să fie montată pe o mașină și rezultatul să fie un vehicul complet. Dacia este printre puținii constructori de autoturisme care înregistrează o creștere a vânzărilor în Europa în acest an. Totuși, cele mai multe mașini au fost vândute de Volkswagen, Stellantis și Hyundai. Sunt tot mai tulburi apele în Europa. Premierul Italiei și fost director al Băncii Centrale Europene și-a anunțat demisia. La fel și șefa guvernului estonian. Analizăm situația și consecințele imediat. Cei care se ocupă de recensământul populației nu i-au luat până acum în calcul și pe românii cu dizabilități. În București, angajații primăriilor de sector vor începe abia de săptămâna viitoare să bată și la ușile celor care nu pot ajunge în centrele fixe de recenzare. Pentru cei care totuși se pot deplasa, a fost înființat un punct dedicat și la Institutul Național de Statistică.
Coralia Băcanu are 57 de ani și este nevăzătoare. În ultimele săptămâni a așteptat degeaba recenzorul. Locuiește împreună cu sora ei și au încercat să meargă la un centru fix, dar era atât de aglomerat încât le-a fost imposibil să aștepte. Era coada foarte mare, n-am mai stat pentru că ar fi trebuit să stăm în picioare, în soare. Și am zis că să așteptăm, dar două luni de zile nu s-a întâmplat nimic. Și asociațiile de nevăzători din țară au primit mai multe sesizări în ultima perioadă. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, în România sunt peste 83.000 de persoane cu diferite probleme de vedere. Deplasarea la un centru fix de recenzare este imposibilă și pentru persoanele cu deficiențe motorii sau cele imobilizate la pat. Iar cei care reușesc cu greu să se deplaseze așteaptă cu orele până completează chestionarul de recensământ. Domnul din imagini se sprijină de balustradă și abia coboară scările centrului. Cât de greu v-a fost să ajungeți aici? Aol, nu mai îmi spuneți. Foarte greu, nu greu. Am ulcer varicos, am arterită, artrită. Ați așteptat recenzorul și nu a venit? Nu, n-a venit. A afișat pe ușă și atât am rămas. În România sunt peste 850.000 de persoane cu diferite dizabilități, iar până acum nu există o strategie la nivel național pentru recenzarea acestor oameni. Vom găsi o soluție, mai ales că e obligatorie intrarea în teren. Sunt persoane imobilizate în scaun rulant. Cât a funcționat platforma, noi am consiliat multe persoane să se autorecenzeze, dar după aceea ne-a fost imposibil să-i putem ajuta. În București, doar de săptămâna viitoare, primăriile din sectoarele 2 și 3 vor trimite recenzori la ușa celor nedeplasabili. În sectorul 6 a fost înființat un call center pentru cei care nu pot ajunge la centrele fixe. La Institutul Național de Statistică există un centru special dedicat persoanelor cu dizabilități. Cei care se pot deplasa pot ajunge aici între orele 8 și 20 de luni până duminică. Centrele de recenzare au fost arhipline și astăzi. Potrivit datelor INS, la nivel național, rata de recenzare a populației este de 84%. Bucureștiul se află pe ultimul loc la categoria orașe, cu un procent de 57%. Lotul de matematică al României a devenit cel mai bun din Europa și al cincilea din lume în urma Olimpiadei Internaționale. 6 elevi de clasele a 10-a și a 11-a din București au reușit să aducă României cea mai bună performanță din ultimii 25 de ani. Astăzi au fost premiați la Oslo. Robert Dragomirescu, David Andrei Angel, Andrei Moldovan, Vlad Titus Spătaru, Andrei Giovanni Chiriță și Radu Andrei Lecoiu sunt cei 6 elevi care au obținut locul 1 în Europa și 5 în lume la Olimpiada Internațională de Matematică. S-au situat după matematicienii elevi din China, Coreea de Sud, Statele Unite și Vietnam. La Oslo, elevii din România au obținut 2 medalii de aur și 4 medalii de argint, cu un total de 194 de puncte. Participanții sunt în clasele a 10-a și a 11-a. Unul dintre ei învață la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, cunoscut pentru performanțele elevilor săi, iar ceilalți 5 la Liceul Internațional de Informatică din București, o școală privată, unde științele exacte sunt materiile pe care se pune accent. Pentru a ajunge în lotul național, au trecut prin mai multe testări. Trebuie să treacă prin etapele Olimpiadei Naționale de Matematică, care înseamnă etapă locală, etapă județeană sau districtuală, etapă finală, teste de calificare, peste teste de calificare și în final se aleg din ultimii 12, 6 care sunt reprezentanții României. Cam vreo 12 ani de pregătire au copiii ăștia, pentru că au început de mici cu matematica prin joacă și ulterior, sigur, 2-3 ore, 4 ore pe zi fac foarte mulți dintre ei. De data asta chiar avem o echipă care este foarte omogenă. Echipa a fost coordonată de profesorii Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București și Marius Perianu de la Colegiul Național Ion Minulescu Slatina. Prima Olimpiadă Internațională de Matematică a avut loc chiar la noi în țară, în anul 1959, fiind inițiată de Societatea de Științe Matematice din România. În 1996, România a obținut locul 1 la nivel mondial, iar în urmă cu un an s-a clasat doar pe poziția 27. După 200 de ani de absență din pădurile noastre, zimbrul tinde să devină o prezență obișnuită în fauna montană. Avem în jur de 200 de exemplare care se mulțesc în sălbăticie și își extind teritoriul, semn că s-au acomodat perfect. Acum este sezonul în care puii vin pe lume, iar biologii constată că de la un an la altul, numărul acestora aproape se dublează.
Pădurile din munții Țarcu adăpostesc în jur de 100 de zimbri, dintre care 35 s-au născut la noi în anii trecuți. Biologii estimează că populația va crește semnificativ în această vară. Suntem chiar în toiul sezonului nou-născuților. Până în acest moment noi am observat 3 nou-născuți de anul acesta și previzionăm că anul acesta o să avem cel puțin 20 sau poate chiar 25. În urmă cu 3 ani au fost aduse și în munții Făgăraș primele exemplare de zimbru. Vedem grupul Bunea 1, e cel mai, a explorat cel mai mult, respectiv aproape 9.000 de hectare, fiind și primul grup eliberat în 2020. Turma formată din 28 de animale a sporit cu 3 viței sănătoși și plini de viață. Femelele pot ajunge la vârsta de reproducere după 3 sau chiar 4 ani în fericire, pot da nașterea unui vițel odată la 2 ani. Reintroducerea zimbrilor în pădurile României a început acum 10 ani. Au fost aduși din Germania, Polonia, Suedia, Franța, Italia, Belgia, iar zonele alese pentru repopulare sunt Munții Stânișoarei, din Carpații Orientali, Munții Țarcu și Munții Făgăraș. Ei sunt monitorizați cu ajutorul tehnologiei satelitare, sunt niște colare cu semnal GPS și în același timp sunt monitorizați de către echipa de rangers. Prezența zimbrilor aduce beneficii biodiversității, dar și comunităților. Consumă hrană vegetală și menține spațiile deschise, pășunile. De asemenea, creează zone microhabitate pentru apariția altor specii. Putem vorbi de un impact pozitiv și de un rol pozitiv al zimbrului pentru economia locală prin dezvoltarea ecoturismului sau chiar branduri locale pe seama lui. Zimbrii au dispărut din pădurile noastre în urmă cu 200 de ani, iar principala cauză a fost vânatul excesiv pentru carne. Facebook testează o nouă funcție grație căreia un singur utilizator va putea avea până la 5 profiluri diferite. Totul pentru a avea acces mai ușor la informații de diferite tipuri, spun reprezentanții companiei. Specialiștii din domeniu consideră însă că ar putea încuraja și distribuirea de informații false, plus înmulțirea profilurilor unor persoane rău intenționate. Cei de la Facebook le promit utilizatorilor că vor putea avea acces mai rapid la informațiile de care au nevoie. Dacă până acum ne erau afișate postări venite din toate direcțiile, acum noua funcție va permite ca fiecare profil să fie axat pe un anumit domeniu. De pildă, unul poate fi folosit pentru știri, iar celelalte pentru divertisment sau alte tipuri de conținut. Părerile celor care au conturi sunt deocamdată împărțite. E prea complicat pentru mine, adică nu m-aș complica într-o așa măsură. Da, aș folosi chestia asta doar dacă aș avea pagini alternative, de exemplu, nu știu, de produs. Probabil pentru știri, dar pentru amuzament mai mult TikTok, cred, sau Instagram. Mi se pare inutilă să ai o grămadă de conturi. Chiar dacă reprezentanții Facebook își propun să aducă informația la îndemână, există totuși și o serie de riscuri. Se poate și ca aceste conturi, profiluri diferite să fie folosite de către troll, să zicem. Partea bună, să zicem, ar fi că permite companiei să exercite un pic mai mult control în sensul urmăririi căror persoane utilizează ce identități. Avantajul din perspectiva utilizatorilor este unul mai degrabă superficial, și anume faptul că poți diferenția între mai multe tipuri de conținuturi, pe mai multe feed-uri, în funcție de interesele tale. Dar dezavantajul este că în continuare vom avea o creștere a numărului de conținuturi care sunt neasumate, false, fake news. Meta momentan trece printr-o criză de identitate. A trecut și prin schimbarea asta de nume, dar în același timp trece și printr-o stagnare a creșterii. Compania Facebook, citată de agenția Bloomberg, susține că vrea să încurajeze postările și redistribuirea lor, dar și că testele profilurilor multiple nu vor influența numărul total de utilizatori. Deocamdată, facilitatea e testată în Statele Unite și în alte câteva țări. Rapsodia română a marelui compozitor George Enescu a răsunat aseară la Paris, chiar lângă turnul Eiffel. Sute de mii de oameni au participat la concertul organizat de Ziua Națională a Franței, iar spectacolul a fost condus de talentatul dirijor român Cristian Măcelaru, directorul muzical al Orchestrei Naționale Franceze. Concertul care a urmat paradei de Ziua Franței a devenit o tradiție a ultimilor 10 ani. Mulțimea formată din parizieni și turiști au umplut până la refuz esplanada turnului Eiffel. Au avut bucuria de a urmări Orchestra Națională, dar și zeci de artiști, printre care soprana Nadine Sierra sau violoncelistul Gauthier Capuçon.
foarte apreciată de public a fost Rapsodia I a lui George Enescu, interpretată pentru prima dată pe această scenă, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru. Românul a fost votat în 2020 director muzical al Orchestrei Naționale a Franței. Pentru cei care au vizitat Parisul și cunosc Champ de Mars, a fost plin și oamenii stăteau în picioare de câteva ore ca să poată asista la concert. E pentru prima dată când muzica lui Enescu e prezentată, tot Parisul s-a auzit milioane de oameni. Și să-l audă pe Enescu în fața turnului Eiffel cu Orchestra Națională a Franței a fost un moment chiar emoționant. Marele concert și Ziua Franței s-au încheiat târziu în noapte cu un fascinant foc de artificii în centrul Parisului. Lângă turnul Eiffel, oamenii au stat mai bine de o oră cu privirea ațintită spre cer. Anul acesta, organizatorii au oferit și proiecții luminoase, având ca temă susținerea Ucrainei. Oficial occidental de rang înalt acuză Rusia de crime de război după atacul cu rachete de la Vinița, departe de orice front al războiului din Ucraina. Sunt cel puțin 23 de morți și 8 dispăruți, potrivit ultimului bilanț anunțat de oficialii de la Kiev. Ministerul Apărării de la Moscova a venit cu o nouă justificare pentru acest bombardament. Susține că în clădirea de birouri vizată, oficial de rang înalt ai armatei ucrainene se întâlneau cu furnizori de arme străini. Diferite camere de supraveghere au surprins momentul în care rachetele rusești au lovit în centrul orașului ucrainean Vinița. Suflul exploziilor a fost teribil. 3 copii au fost uciși în atacul barbar. Printre aceștia, Alisa, o fetiță de 4 ani. Copila care avea sindrom Down se întorcea alături de mama ei de la o ședință pentru terapia vorbirii. Aceste imagini în care o vedem pe cea mică împingând căruciorul roz au fost filmate cu doar câteva minute înainte să lovească prima dintre cele 3 rachete care au făcut prăpăd la o sală de concerte și în parcarea unei clădiri de birouri din centrul orașului. Exploziile au fost atât de puternice încât au provocat stricăciuni serioase la 55 de clădiri rezidențiale din vecinătate. Звати Ліза. 4 роки дитині. Її мати у важкому стані. Zguduită de moartea Lisei, prima doamnă a Ucrainei a povestit pe Twitter că o cunoștea pe copilă. Ne-am întâlnit în timpul înregistrării unei filmări pentru sărbătorile de Crăciun. Fetița a reușit să se picteze cu vopsea nu doar pe ea, rochia ei, ci și pe toți ceilalți copii, pe mine, cameramanul și directorul, în doar o jumătate de oră, a scris Olena Zelenska. Sistemul de apărare antiaerian al Ucrainei a interceptat 2 dintre cele 5 rachete calibră lansate de forțele ruse de pe o navă din Marea Neagră. Sunt rachete ghidate de precizie care au vizat anume centrul orașului Vinița, unde nu era niciun obiectiv militar și departe de orice linie a frontului. Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою терористом. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста. După atac sunt zeci de morți și dispăruți, precum și 200 de răniți. 11 trupuri neînsuflețite, 2 ale unor copii rămân neidentificate în urma atacului de ieri de la Vinița, a anunțat președinția de la Kiev. They're going to require some DNA tests to locate some people, which tells you a lot about just how much force there was and what kind of a condition they're actually finding these bodies in. But what's really remarkable is, remember that Vinița is nowhere close to the front lines. This is a place where a lot of people who are live near the front lines or lived near the front lines, if they're from Kyiv, they came here to seek shelter. This is a place where the sirens often go off and people don't really pay that much attention because while the airport was struck earlier on in this war, it's been relatively quiet since then. It's the actual crater of one of these missiles. This is asphalt. Care este justificarea rușilor pentru atacul de la Vinița? Високоточними ракетами морского базирования калибр нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицера в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов.
În aceste imagini postate de comandamentul administrației militare din Nicolaev se vede fumul ridicându-se deasupra a două clădiri bombardate. Guvernatorul regional a anunțat că cel puțin 10 rachete au lovit două universități aflate în orașul din sud. Un avion ucrainean Suhoi 25 a fost înarmat cu rachete pe care scrie răzbunare pentru Nicolaev și pentru Vinița, după ce rușii au ucis civili bombardând aceste orașe. Între timp, trupele Kievului au respins ofensiva rusă în direcția centralei electrice Vuhyehirsk din Donetsk și au eliberat câteva zeci de localități din regiunea sudică Herson, aflată sub ocupație. La aceste reușite contribuie decisiv echipamentele militare occidentale, lansatoarele multiple de rachete HIMARS, dar și obuzierele autopropulsate Howitzer M777, capabile să lanseze 5 proiectile pe minut până la 30 de kilometri distanță. După Marea Britanie, unde se caută un succesor pentru Boris Johnson, Italia, adică a treia economie din spațiul euro, are un premier demisionar. Mario Draghi și-a prezentat demisia, însă președintele Italiei nu i-a acceptat-o și l-a trimis în Parlament miercurea viitoare. Mario Draghi, fost director al Băncii Centrale Europene, a condus un guvern de unitate în Italia din februarie 2021. În comunicatul prin care își anunța demisia, afirmă că pactul de încredere care a susținut guvernul de unitate nu mai există. Președintele Sergio Mattarella l-a numit pe Mario Draghi premier cu misiunea de a conduce eforturile de redresare economică a Italiei după pandemia de COVID și cu speranța că va reuși să mențină o oarecare stabilitate într-o țară unde instabilitatea politică ține de specificul național. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Acum, președintele octogenar Mattarella i-a cerut să se adreseze Parlamentului. Asta se va întâmpla miercurea viitoare, pentru a oferi o imagine clară a situației politice și a căuta sprijin pentru un guvern, fie și minoritar. Criza politică de la Roma s-a declanșat după ce liderul Mișcării Populiste 5 Stele, Giuseppe Conte, a refuzat să sprijine pachetul de ajutor economic al guvernului pentru familii și mici afaceri, în valoare de 23 de miliarde de euro. Conte a argumentat că guvernul Draghi nu ia măsuri suficiente în fața costului vieții tot mai ridicat pentru italienii de rând și a avertizat că partidul 5 Stele nu va mai sprijini niciun guvern condus de Mario Draghi. În acest moment de crizi mondiale nu e posibil una situazione del genere. Bisogna che queste persone si mettano bene d'accordo e che comunque spostiamo questa crisi a fine estate, dopo la guerra. E le famiglie sono in difficoltà. Sarcastic, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a postat această imagine pentru a marca demisia lui Draghi. Apare și o fotografie a premierului britanic demisionar, Boris Johnson, și un semn de întrebare. Cine urmează? În ciuda legăturilor tradiționale ale Italiei cu Rusia și dependenței de gazul rusesc, guvernul Draghi a trimis arme și bani pentru a ajuta Ucraina, susținând în același timp cu fermitate sancțiunile Uniunii împotriva Moscovei. Pe de altă parte, Estonia este o altă țară europeană în care a demisionat premierul. Acolo însă, Kaja Kallas, care conduce Partidul Reformei de centru-dreapta, a demisionat pentru a putea forma un nou guvern cu alți parteneri. Le-a mulțumit miniștrilor cu care a condus țara timp de un an și jumătate, afirmând că împreună au făcut multe lucruri bune și mărețe, în ciuda pandemiei de COVID, a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a crizei energetice. Luna trecută renunțase la fostul partener de guvernare. Din Portugalia și Spania până în Croația și Grecia, incendiile fac ravagii în condițiile în care s-au înregistrat în multe locuri peste 40 de grade Celsius. Inclusiv în Franța, focul a mistuit suprafețe însemnate cu păduri de pin. Pompierii se confruntă cu o situație de coșmar pe frontul focului din Gironde, unde de marți au izbucnit două incendii uriașe, între care unul aproape de Bordeaux. Flăcările întețite de vânt și căldură au pârjolit deja peste 7300 de hectare de pădure de pin. Cei peste 1000 de pompieri mobilizați nu întrevăd sfârșitul coșmarului, mai ales că persistă temperaturile caniculare și pentru weekend a fost prognozat vânt puternic. 10.000 de oameni au fost evacuați din campinguri și din mai multe sate. Là apparemment ça a repris là et là on nous demande d'évacuer d'urgence quoi. Je m'inquiète ouais, c'est ma maison. On est les aider les pauvres, c'est catastrophique. Ouais, j'ai mis des tuyaux d'arrosage, j'ai mis des tronçonneuses dans le camion, enfin voilà, si
O escadrilă de 10 avioane antiincendiu sprijină apărarea împotriva valului de foc. Printre acestea, 3 aparate de zbor specializate ale securității civile, care ieri ar fi trebuit să zboare deasupra Champs-Élysées la parada de ziua națională, dar au fost aduse pentru lupta cu flăcările dezlănțuite. Peste 10.000 de hectare au fost pârjolite doar în această săptămână și în Portugalia, a anunțat Agenția pentru Protecție Civilă, iar aseară erau active peste 20 de focare diferite, unele transformate în incendii masive. Flăcările s-au apropiat inclusiv de stațiunea Faro din regiunea Algarve. Valul de caniculă a atins apogeul în peninsula iberică cu temperaturi de 44-45 de grade Celsius în multe locuri. Potrivit presei locale, în ultima săptămână 238 de persoane au murit din cauza căldurii extreme. Aerul fierbinte a provocat incendii de vegetație și în Croația. Aceste imagini au fost filmate pe coasta Dalmației. După mai bine de 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii croați au reușit să controleze incendiul cu doar câțiva kilometri înainte de Vodice, în apropiere de orașul turistic Sibenik. Alerta a fost și într-o peninsulă din sud-vestul Turciei, unde peste 3.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetație. Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump, a murit la vârsta de 73 de ani. Chiar fostul lider de la Casa Albă a făcut anunțul pe internet. Cei doi s-au căsătorit în 1977, dar au divorțat 15 ani mai târziu. Au avut împreună 3 copii, Donald Jr., Ivanka și Eric. Ivana Trump a suferit un infarct, iar paramedicii au găsit-o fără viață în apartamentul ei din Manhattan. Ea s-a născut în Cehia, a fost fotomodel, iar mai târziu și-a lansat propriile colecții de produse cosmetice, îmbrăcăminte și bijuterii. Veterinari și câțiva voluntari s-au mobilizat pentru o dramatică operațiune de salvare petrecută într-o rezervație naturală din Thailanda pe o ploaie torențială. 2 elefanți, mamă și pui, au avut mare nevoie de ajutor. Puiul a fost găsit când se lupta să iasă dintr-un puț adânc de 2 metri. Era speriat și murdar, pentru că pe fundul capcanei cu pereți de beton se formase un strat gros de noroi. Mama privea de sus neliniștită că nu-i poate veni în ajutor. S-a întâmplat într-un parc natural din Thailanda și imediat cum cineva a dat alarma, a fost mobilizat un întreg dispozitiv de salvare. Întâi a fost nevoie ca femela adultă să fie sedată, numai că pachidermul de câteva tone a căzut și acesta pe jumătate, în puț. Totuși, din poziția în care era, chiar inconștientă, mama a putut să-și alăpteze puiul. Elefantul, care cântărea mai mult de o tonă, a fost ridicat cu o macara și o rampă de pământ bătătorit a fost făcută pentru ca puiul să poată ieși afară pe propriile picioare. Apoi salvatorii au reușit să resusciteze pacientul anesteziat. Până la urmă, totul s-a terminat cu bine. Și toți cei prezenți au răsuflat ușurați când mama și puiul s-au retras unul lângă altul în pădure.